Înmulțirea numerelor naturale formate din mai multe cifre. Să înmulțim un număr format din 3 cifre cu un număr format din 2 cifre. De exemplu, 126 ori 54. Iată, fiecare factor este format din mai mult de o cifră, de aceea nu putem să rezolvăm direct această înmulțire. Va trebui să efectuăm calculul înscris. Așezăm factorii unul sub celălalt. 126 ori 54, cifra zecilor sub cifra zecilor de la primul factor, cifra unităților sub cifra unităților. Primul pas în rezolvarea acestei operații de înmulțire este ca să înmulțim cifra unităților celui de-al doilea factor, pe 4, cu fiecare dintre cifrele primului factor, pentru a obține primul produs parțial. 4 ori 6, începem cu unitățile, 24, 4 și 2, 4 ori 2, 8, plus 2, 10, 0 și 1. Deținând minte, 4 ori 1, 4, plus 1, 5. 504 este primul produs parțial. Etapa următoare, pentru a obține al doilea produs parțial, va trebui să mulțim cifra zecilor de la cel de-al doilea factor pe 5 cu fiecare dintre cifrele primului factor, iar rezultatul să-l așezăm începând cu coloana zecilor, pentru că vom obține un număr de 10. 5 ori 6, 30, 0 și 3. 5 ori 2, 10 plus 3, 13, 3 și 1, 5 ori 1, 5 plus 1, 6. Iată, 630 de 10 reprezintă al doilea produs parțial. În cazul nostru avem numai două produse parțiale, pentru că cel de-al doilea factor are două cifre. Dacă ar avea trei cifre, am avea trei produse parțiale, dacă ar fi patru cifre, patru și așa mai departe. Ce vom face cu cele două produse parțiale obținute? Va trebui să le adunăm, iar rezultatul final va fi suma celor două produse parțiale. 4 la unități, 0 la 10, 3 plus 5, 8 la sute și 6 la ordinul miilor. Iată, suma produselor parțiale este produsul final. Și produsul final este 6804.